Ministrul Justiției Tudorel Toader a anunțat azi că membrii Consiliului Superior al Magistraturii au trimis către minister situația evaluărilor procurorului general, precizând că Augustin Lazăr nu a fost supus niciunei astfel de proceduri. Zilele acestea, Toader trebuie să prezinte rezultatele evaluării, având în vedere că expiră termenul de 30 de zile anunțat chiar de ministru. Biroul Permanent Național al PSD se va reuni azi de la ora 11.30 la Parlament în prima ședință, după ce în CEX al PSD a fost dat votul de încredere lui Liviu Dragnea. La ședință va participa și premierul Viorica Dăncilă, care este și președinte executiv al partidului, dar și contestatarii liderului social-democrat, au declarat surse politice pentru Mediafax. 11 persoane au fost rănite în această dimineață în urma unui accident între 3 mașini în localitatea Budohala din județul Gorj. Din primele informații sunt cel puțin 11 victime. An de an aflăm de la Ministerul Educației câți elevi au obținut 10 la examene, dar câți aleg să rămână în țară? Delia Ioneta este o tânără din Gorj, ce a primit o scrisoare de la Klaus Iohannis, în care acesta îi cerea să dea prima șansă României. Povestea ei într-un material din campania România a cotidianului Gândul. Iar românul Ovidiu Ionescu a fost marea surpriză a campionatelor europene de tenis de masă de la Alicante. Buzoianul în vârstă de 29 de ani a cucerit medalia de argint în proba individuală, după ce a eliminat câțiva dintre marii jucători ai Europei și chiar ai lumii. Toate știrile de ultimă oră le găsiți pe mediafax.ro.